Cresc temperaturile simțitor, iar prognoza pentru următoarele zile i-a făcut pe cei de la Petroșani să ia măsuri care vizează pe bătrâni în special. Și dacă în iarnă, când zăpada era mare, autoritățile au ajutat să se aprovizioneze mai multe familii care locuiesc în zonele izolate, la fel vor proceda și acum. Așa cum am făcut de fiecare dată în perioada aceasta de caniculă, am asigurat punctele de prim ajutor și sigur unde se poate servi și un pahar de apă rece, însă cred că în perioada următoare, pentru că va fi destul de cald, vom încerca să ne organizăm în sensul în care să poată să existe și un telefon la care persoanele în vârstă sau cei care au nevoie să poată să sune la noi și să intervenim acolo unde este cazul. Telefonul de caniculă va fi funcțional la primărie și poliția locală, ajutată de cei de la Serviciul de Asistență Socială. Vor avea în vedere toate familiile cu probleme, bătrânii, oamenii cu probleme de sănătate, care nu se pot deplasa, și toți cei care își riscă viața dacă ies pe stradă la temperaturile de afară.